Butul anului școlar este în pericol. Legea salarizării încă nu este gata, iar profesorii amenință iarăși cu noi greve și proteste. Dascării cer ce li s-a promis, finalizarea legii salarizării. Deputata USR Diana Buzoianu i-a criticat pe membrii executivului. Aceasta reclamă că legea salarizării nu este gata nici acum, iar membrii statului nu fac nimic în acest sens. Vă mai amintiți discuția cu Iohannis când a fost anunțat că urmează să fie dată legea salarizării? Domnul Iohannis îi trimitea pe profesorii înapoi acasă, nu mai înțelegea de ce protestează. Era foarte supărat de faptul că profesorii continuau să protesteze și spunea că a fost promisă legea salarizării, nu mai au de ce să protesteze pentru că sigur politicienii se vor ține cu cuvânt. Iată că suntem aproape de finalul lunii august și legea aceasta încă nu se arată. Diana Buzoianu, deputată USR, i-a criticat pe membrii executivului pentru promisiunile făcute acum mult timp, dar care nu au fost respectate. Practic, legea salarizării nu este gata, chiar dacă a fost promisă în contextul negocierilor pentru oprirea grevei din învățământ încă de la începutul verii, timp în care președintele Klaus Iohannis spune că profesorii nu mai au de ce să protesteze. Noi suntem zilele acestea pe stradă, în caravana de neaul pădurilor și vorbim cu oameni. Și am întrebat, o să dau o replică pe care am găsit-o la un om care pur și simplu am vorbit despre măsurile acestea care se preconizează. Era vorba de un profesor care ne spunea că era dezamăgit de faptul că nu se arată această lege a salarizării care le-a fost promisă. S-a uitat la mine și mi-a spus, știți, doamnă deputat, noi trăim în țara în care cei care ne guvernează sunt niște lupi îmbrăcați în haine de oi. Proiectul noi, legea salarizării, trebuia să fie gata pe 15 iulie, iar la mai bine de o lună distanță, legea a rămas undeva în sertarele de la Ministerul Muncii. Și discutăm despre această situație acum cu Anton Hader, președintele Confederației Sindicale Alma Mater. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața tuturor! Cum vă explicați că legea salarizării nu este gata încă? Glumind așa că dote sezon estival, lumea e în concediu. De ce să se străduiască acum să finalizeze ceea ce au promis? Apropo de promisiuni, și noi am promis sindicatele că dăm varianta noastră până la 15 iulie și să știți că am dat-o. Adică unul dintre scenarii, cum se numește astăzi, în privința alcătuirii legislației, fie că este a pensiilor, fie că este a salariilor, se lucrează pe trei scenarii. Scenariul nostru a fost predat, a fost discutat și cu Ministerul Educației, ne-a împărtășit aceleași idei, se află la Ministerul Muncii și de atunci s-a tot dus o lună și ceva și nu ne-a mai chemat nimeni. N-am intrat în panică chiar atât de mult pe cât se zvonește. De ce? Pentru că au promis că vom avea la 1 ianuarie o creștere cu 50% a salariilor, mă refer la cei din educație, prevăzute în legea aceasta care încă nu este gata, legea care va avea să apară, cum s-ar spune, și legea actuală. Până atunci mai e timp, poate că vor face contracronometru, dar știți cum e, noi suntem stampățitul și când ne-am potignit atâtea ori în alcătuirea unei legislații și vă repet iarăși, au stat lucrurile la fel și în privința legii pensiilor, nici la noi la legea salarizării nu s-au respectat termenele impuse prin PNRR, avem motive să atragem atenția că nu este bine, nu este ritmul cuvenit pentru a se ajunge la îndeplinirea termenelor și obligațiilor pe care și le-au luat cei care au discutat cu noi în timpul protestelor din educație. Apropo de proteste, acum eu mi-am exprimat punctul de vedere a Federației Alma Mater. Știți că se spunea că nu e bine că am ales perioada prost, necorespunzătoare perioada, adică am făcut proteste înainte de bacalaureat. Acum e rău că ne-am gândit să le atragem atenția înainte de începerea școlii. Nu e bine nici când, știu că nu ne arde nouă de proteste și că nu e cazul să ne gândim atât de adânc la ele. Dar încă o dată, tot ceea ce s-a vrut să se transmită este că se întârzie calendarul și e posibil să se depășească termenele stabilite prin PLR și, Doamne ferește, să mai pierdem și banii aceia, mulți la număr, știți bine. Ce s-ar întâmpla dacă se întârzie prea mult? Spuneți că o miză ar fi banii de la PNRR? Asta se știe de atâta vreme. S-au tot prorogat termenele, dar uite că nu știu până când îi mai
acceptă cei de la Bruxelles cu translatarea în timp a obligațiilor. Asta ar fi o chestiune. A doua ar fi că n-am putea avea la 1 ianuarie acea promisiune scrisă în acord, scrisă în lege, de fapt, lege care a parafat finalul protestelor noastre, nu? Și ar fi, atunci ar putea să fie o problemă. Dar poate vor recupera din timp, poate doamna ministru, fiind și nouă pe post, și-a stabilit un alt calendar, nu știm nimic, absolut nimic, repet, poate pentru că e vacanță, dar știu că doamna ministru nu este în vacanță, poate că sunt în vacanță colegii doamnei ministri care se ocupă de lucru la legea noastră. Deci s-a spus că celelalte familii ocupaționale n-au discutat cu Banca Mondială. Așa este, noi suntem un pic mai în față, în sensul că la noi temele sunt deja făcute în ceea ce ne privește. Sunt în categoria de bugetari care am discutat cu Banca Mondială, cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Educației, dar de atunci lucrurile au stagnat. Există trei variante, așa-i? Trei variante, da? De privind salarizarea. Două dintre ele sunt cumva clare, una vă este neclară sau nu o știți? Păi, nu prea știm. Noi împreună cu Ministerul Educației am lucrat împreună și aș numi aceste două variante, aceste două scenarii, unul singur. Să mai fi făcut Ministerul Muncii încă unul sau altă variantă mediană. Linii mari pot spune că la noi la învățământul superior ne-am cam înțeles, dar știți cum este. Până nu vedem lucrurile puse în pagină, până nu batem palma, până când nu fiu facem ultimele negocieri, va mai dura alcătuirea acestei legi, că să știți că este legată și de bani. Sunt și alte sectoare bugetare care au pretențiile lor, știți că sunt acele probleme care încă nu s-au rezolvat legate de cel mult 20% sporuri în arhitectura salariilor pentru fiecare persoană în parte, nu pe ordonator de credite, și acolo vor fi mari probleme, vă asigur eu, nu neapărat în educație, la noi la învățământul superior chiar am trecut foarte ușor peste acest obstacol, pentru că poate fi un obstacol pentru alte familii ocupaționale, unde știți bine că sporurile sunt mai mari și eu zic că sunt și cuvenite, cum ar fi domeniul medical. Ar trebui să se stabilească probabil în acele sectoare bugetare salarii pentru fiecare tip de profesie și, într-adevăr, va fi o muncă uriașă să faci salariul în funcție de profesia pe care, de locul de muncă al medicului, pentru că dacă luăm un medic anatomopatologic, are sporul de 80%. Știți, cei care lucrează pe cadavre, cei care lucrează cu bacterii, acele erau sporuri. Acum, dacă le dai doar 20%, ce faci? Deci, ca salariile, trebuie să le bagi aceste sporuri în salariul de bază și vor fi fel de fel de meserii de profesii care vor avea salarii aparte, care până acum nu erau diferențiate decât prin sporuri. Și totuși, domnule Hader, credeți că este în pericol începerea noului an școlar? Nu, nu cred că este în pericol. N-am comunicat acest aspect, doar am atras atenția că este cazul să se lucreze mai concret la aceste legi, pentru că rămânem cu un gust amar după aceea, când vom ajunge în situația în care iarăși, cine știe, se vor ridica lucrurile. Eu am încredere în faptul că au înțeles că protestul în educație a fost unul foarte, foarte încrâncenat și nu cred că își mai doresc să mai aibă de-a face cu încă un asemenea protest. Nu, dar haideți să îi lăsăm puțin să se dumirească în legătură cu pretențiile Bruxellesului, pentru că tot ați vorbit de vizitele mai marilor țări acolo, poate mai măresc deficitul bugetar, acceptarea deficitului bugetar, poate mai umblă la termene și dacă ne încadrăm, noi nu avem nimic împotrivă, dacă ne încadrăm în ceea ce s-a promis în vara aceasta înainte de vacanță.